Salut și bine ai venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi facem un clip despre testarea unor produse pe care le-am cumpărat recent și am apucat să desfac coletul și după aceea am zis stai că ar fi interesant să filmez un clip ca primă reacție la ceea ce găsesc înăuntru. Mi se terminase de ceva timp hârtia mată și lucioasă pentru sticăre, hârtie pe care eu o comand de la Artmaker. Și intrând pe site-ul lor, am găsit și alte variante de produse care mi s-au părut foarte interesante și am zis că vreau să le comand să vedem cam cum arată ele și dacă fac ceea ce promit. Așa că le-am comandat. Acesta este pachetul. O să scot AVB-ul. Și ne vom uita împreună înăuntru. N-am apucat să desfac. Asta e factura. Așa, ele cam așa bine ambalate. Și am aici, o să dau asta la o parte. Și am aici toate lucrurile pe care le-am comandat. Am hârtia lucioasă de care vă spuneam. Și hârtia mată. Astea sunt motivul pentru care am intrat inițial pe site să fac comandă, însă, fiind pe site, am descoperit și alte produse pe care sunt foarte curioasă să le testez, să vedem cum se comportă și dacă fac ceea ce promit. Cele pe care o să le testăm astăzi o să fie acest vinil autoadeziv holografic. Eu le-am cumpărat în cele trei variante disponibile, sau nu mai aduc aminte dacă erau și în alte variante, dar eu mi-am ales trei variante. Partea standard, vinil liniar și cu glitter. Acestea sunt cele trei. Haideți să vedem cam ce spun ei pe site că fac ele, după care le vom deschide și vom vedea cam cum arată și, bineînțeles, intenționez să printez pe fiecare hârtie o imagine. Să vedem cum arată la printare, dacă într-adevăr printarea se usucă instantaneu, așa cum spun ei. Vreau să văd dacă rezistă la apă și, nu în ultimul rând, vreau să văd dacă rezistă la lipiri și deslipiri repetate. Haideți să ne uităm pe site să vedem cam ce spun ei că fac aceste tipuri de vinil autoadeziv. Pe site ei spun că acest vinil autoadeziv au o suprafață lucioasă ce reflectă lumina în multiple culori în funcție de opțiunea pe care am ales-o. Și am spus că eu am trei opțiuni, liniar, standard și glitter. Ce mai spun ei? Că pot fi folosite pentru printuri, pentru diverse etichete, sticăre, fotografii adezive, că se pot lipi pe lemn, metal, sticlă, plastic, chiar și tencuială. Foarte interesant. Și că pot să fie lipite și dezlipite în repetate rânduri, fără a lăsa urme. Bun, cam asta e în mare descrierea acestor tipuri de viniluri autoadezive. Ca și caracteristici, văd că bineînțeles, toate sunt pe o suprafață lucioasă, au o greutate de 200 de grame, dintre care doar 100 de grame este printul, filmul printabil. Și că se pot tăia pe diferite plotere, să spunem, Cricut, Silhouette, Cameo sau orice alt cutter plotter. Eu am un Cricut, dar nu o să folosesc, pentru că o să printez pur și simplu o imagine simplă pe care o să o tăiem din foarfecă, sau la ghilotină vedem noi și apoi o să facem testarea dorită. Ceea ce am comandat eu vin în format A4, spun că sunt rezistente la apă și că se usucă instantaneu. Și iar un lucru foarte important este că poate fi posibilă printarea cu cerneală, pigment, laser solvent, ecosolvent, latex UV. Bun! Cam astea sunt descrierile. Haideți să revenim să le desfacem pe fiecare în parte. O să iau câte o foaie din fiecare, după care o să mă întorc la imprimantă să printez o imagine, după care vom face anumite testări. Voi începe cu
Vinilul autoadeziv, cel liniar. Haideți să vedem cum arată. V-am spus că nici n-am apucat să mă uit la ele, așa că o să fie în premieră și pentru mine și pentru voi. Și cam așa arată el. Ceea ce pot să spun e că nu știu cât se vede din filmare, însă, într-adevăr, reflectă lumina foarte drăguț sub forma unor linii în diagonală. E destul de, nu știu, a spune soft, cu toate că poate nu e cuvântul potrivit când vorbim de un vinil, însă este foarte plăcut la atingere. Aceasta este partea printabilă, aceasta este partea suport care se îndepărtează și, da, cam așa arată primul vinil. Cel de-al doilea, cel standard, spunea că este cel standard. Aici lucrurile sunt mult mai simple. Poate voi vedeți așa sub forma unor cerculețe de la ring light-ul pe care îl folosesc, însă eu văzând din unghiul acesta, într-adevăr este un film uniform în nuanță holografică care reflectă lumina în diferite nuanțe, dar acesta este cel standard. Dacă ar fi să le compar, da. Nu știu cât se vede ca diferență între ele, însă acesta e ca și când avea filmul niște pătrate foarte mici. Aici pătratele lipsesc, nu știu cât se vede din film, dar cam asta este diferența între cele două, punându-le așa, ca mod de reflecție. Și mai am cel tip glitter, spun ei. Haideți să vedem și acesta cum arată. Eu am pe canalul meu un clip în care vă arăt cum se face și niște sticăre holografice, dar acolo testam niște folii cumpărate de pe aplicația Temu. Sticăre care s-au comportat foarte bine. În momentul în care am făcut acele sticăre, ca să aibă un aspect holografic, a trebuit să aplic acea folie pe care am comandat-o de pe Temu. Acum, cu genul acesta de vinil, cu siguranță scutiți măcar un pas, cel de aplicare a foliei cu aspect holografic. Așa că aveți direct vinilul pe care îl printați și puteți să-l tăiați. Bun, revenind la partea cu glitter. Cam așa arată. Asta mi se pare mie parcă cel mai drăguț dintre toate cele prezentate. L-am aici, îl văd și într-o oglindă și mi se pare că arată foarte drăguț. Cam astea sunt cele trei opțiuni pe care eu le-am comandat. Cam așa arată. Să le dau și mai aproape să le vedeți. Acesta este cel liniar. Acesta este cel standard. Și acesta este glitter. Astea sunt opțiunile. În primul rând, ceea ce o să testez este dacă la momentul printării cerneala se usucă instantaneu pe folie. Asta cred că e lucru foarte important. Pentru printare eu voi folosi un Epson, o imprimantă Epson cu cerneală. Eu am un Epson L3211. Dar înainte de asta, haideți să trecem la calculator să ne alegem o imagine. Spuneam că imagine pe care o voi printa pe fiecare tip de vinil. Eu între timp mi-am deschis site-ul de Creative Fabrica ca să-mi caut anumite imagini drăguțe și cu siguranță găsiți foarte multe opțiuni pe care le puteți printa. Eu văzusem acum câteva minute când mă pregăteam de video o imagine drăguță cu ceva motive, nu știu dacă este asta. Ah, asta era. Da. Cred că asta o să-l printez, pentru că sunt și imagini colorate. O să printez una dintre aceste imagini. Haideți până atunci să-mi descarc fișierul.
Acum că s-au descărcat, o să-mi dezarhivez folderul și o să mă duc să pregătesc pentru printare. Pentru pregătirea desenului voi folosi canva.com. Să deschid un design nou în format A4. Iar de aici o să-mi încarc imagini. Și sunt foarte drăguțe așa, eu am spus că o să rămân doar cu una dintre ele, dar haideți să vedem care sunt opțiunile. Îmi place aceasta cu telefonul foarte mult și aceasta îmi place. De fapt, toate îmi plac și mi este puțin greu să mă decid, dar voi merge. Mă gândesc cam care imagine ar arăta cel mai bine pe un astfel de vinil holografic. Și cred că o să mă duc pe opțiunea aceasta. Am spus că voi face doar imagini, dar nu. Mi se pare că sunt prea multe drăguțe și o să-mi aleg și aceasta și aceasta. După care pur și simplu mi le voi pune pe format. Nu le vreau așa de mari pentru că vreau să am posibilitatea de a le pune și pe o sticlă sau pe un pahar ca să le pot testa. Și le voi face astfel încât să-mi încapă pe un singur rând. Bun, sunt suficiente așa. Mi le descarc într-un format PNG. Între timp îmi pornesc și imprimanta. Pentru printare îmi fac setările necesare și pun pe opțiunea de portret, îmi selectez tipul de hârtie că este în format A4 și ceea ce este foarte important, îmi selectez din hârtie normală de copiator pe hârtie glossy. Voi începe cu partea de vinil holografic liniar și o încarc în imprimantă și îi dăm drumul la printare. Haideți să vedem cum arată. Arată cam așa. Testăm și într-adevăr cerneala s-a uscat instantaneu. Nu mi-a rămas absolut deloc cerneală umedă. Nu mi se transferă nimic pe degete. Cam așa arată varianta de vinil holografic liniar. O să o las deoparte și trecem la următoarea. La cea standard. Aceasta este cea standard. La fel, uscarea a fost instantanee. Și trecem la ultima parte holografică, după care ne vom uita puțin îndeaproape la fiecare. Bun, și aceasta este ultima parte. Așa arată ele. Haideți să trecem la masă de lucru să le tăiem. Și să ne uităm un pic mai de aproape, după care să facem un test de lipire pe diferite suprafețe, să vedem dacă se lipesc într-adevăr și se dezlipesc în repetate rânduri. Și în ultimul rând aș vrea să fac și un test de umezeală, să vedem dacă sunt într-adevăr waterproof. Haideți să vedem! Haideți să tăiem fiecare vinil în parte. Acesta este cel cu aspect de glitter. Îl voi lăsa momentan deoparte,
ca să trec la cel standard. Eu folosesc în cazul ăsta o ghilotină, dar sunt convinsă că ar funcționa la fel de bine și cu o foarfecă, însă uitându-mă acum în birou, nu găsesc, bineînțeles, nicio foarfecă. Pentru că așa se întâmplă în momentul în care îți dorești ceva, nu găsești. Dar sper ca pentru video următor, pentru că intenționez să-mi redecorez zona de lucru de aici, din birou, și pentru video următor să fie totul și mai bine organizat. Astfel încât să-mi fie și mai ușor să fac clipuri pentru voi și să arate mult mai drăguț decât sunt cele făcute până acum. Eu oricum vă mulțumesc pentru că îmi lăsați comentarii, sunteți foarte drăguți și lăsați comentarii de încurajare. Și mă bucură tare mult acest lucru, pentru că eu v-am mai spus vouă, eu am un alt job, dar îmi place totodată și să filmez și să fac genul acesta de clipuri, care eu sper că vă sunt foarte folositoare, mai ales vouă celor care sunteți la început. Și sper că dacă le găsiți interesante să vă abonați și să-mi și distribuiți clipurile pentru cei care ar putea să se folosească de clipurile mele. Ok, cam acestea sunt cele trei opțiuni. Primul lucru pe care aș vrea să-l testez este suprafața de lipire. Ei spun că se lipește și pe sticlă, și pe perete, și pe lemn, și pe plastic și așa mai departe. Primul lucru pe care aș putea face este chiar să testez pe diferite suprafețe. Am aici o ghilotină care este din metal. Haideți să vedem cum se comportă și dacă într-adevăr se poate dezlipi fără urme și să apoi să fie lipită pe altă suprafață. Ea este bine lipită într-adevăr. O să mă folosesc de un cârlig ca să o dezlipesc. E lipită foarte bine, aș spune eu. Nu mi-a rămas nicio parte adezivă pe ghilotină. Haideți să o lipim și pe această parte de birou. La fel, prinderea este foarte bună din câte văd eu. Însă sunt curioasă la câte lipiri și dezlipiri rezistă ea, astfel încât apoi să fie totuși rezistentă pe suprafața pe care voi o aplicați. Se aude la momentul dezlipirii că încă este adezivă. Deci mai facem o încercare. Da. Se simte și așa că încă este adezivă. Și aș mai vrea să o mai pun și pe un perete. Haideți să verificăm și pe perete. Eu am mai făcut deja câteva testări și mi-am dat seama că nu a focalizat foarte bine, fiind la distanță mare. Dar revin. Cam așa arată pe perete. Deja stickerul acesta a fost lipit pe metal, pe plastic, acum pe perete și am făcut mai multe lipiri și dezlipiri. Ceea ce într-adevăr este adevărat este că ori de câte ori îl dezlipești, nu lasă nicio parte, nici măcar o urmă pe suprafața pe care am lipit-o. Cam așa arată, se vede că l-am cam folosit, am pus și degetele și bineînțeles că e absolut normal ca la un moment dat să nu mai lipească, dar mă gândesc că în momentul în care faceți un sticker, nu-l faceți să-l lipiți și să-l dezlipiți de nenumărate ori. Mie mi se pare că e prinde foarte bine pe diferite suprafețe, așa cum spun și ei. E pur și simplu opinia mea sinceră. Pentru că sunt în perioada în care vreau să testez cât mai multe lucruri și v-am spus eu că am mai vorbit despre hârtile de sublimare de la Artmaker, de care eu sunt foarte mulțumită, însă vreau să testez și alte produse și mă bucur că am achiziționat aceste tipuri de viniluri holografice. Acesta este partea de vinil standard. Ar mai fi cel liniar. Și uite, o să le pun pe fiecare în parte, pentru că aș vrea să vedeți așa cum arată ele, puse una lângă cealaltă. O să pun
partea aceasta. Și o să pun și partea cu glitter. Ce îmi place foarte mult este că partea suport se îndepărtează ușor. Nu ar trebui să vă ridice mari probleme. Și haideți să punem și partea asta, partea aici. Așa arată ele. Acesta este vinilul cu glitter, standard și liniar. Eu acum am un ring light pornit. Lucru care poate vă face să nu vedeți într-adevăr cum arată ele în realitate. Însă haideți să-l opresc, să vedem un pic cum arată fără această lumină suplimentară. Bun. Și așa vă puteți da seama cam cum arată ele la lumina naturală, fără să aveți o lumină suplimentară adăugată. Spuneam că acesta este vinilul cu glitter. Încerc să fac o filmare cât mai clară. Acesta este standard și cel liniar. O să trec și la masa de lucru să ne uităm și acolo cum arată. Bun, la o lumină naturală așa arată ele. Și revin încă o dată. Acesta este vinilul standard. Într-adevăr, sunt niște reflexii foarte drăguțe în momentul în care mișcați vinilul în diferite unghiuri. Acesta este cel glitter, de care vă spuneam eu că mi se pare că e cel mai drăguț. Arată cam așa. Și acesta este cel liniar. Foarte drăguțe sunt, mie îmi plac foarte mult. Ceea ce o să mai fac este pur și simplu să le pun pe o sticlă și aș vrea să mă duc să le spăl. Să vedem cam cum se comportă la umiditate. Spuneam mai departe că vreau să le pun pe o bucată de sticlă ca să le pot testa la apă. Și am această sticlă. Și o să testez acest tip de sticker. Acesta este cel glitter. După care o să vină cel liniar și cel standard. O să încerc și aici să fac un test de rezistență la lipire, să-l lipesc și să-l deslipesc, ca mai apoi o să-l ducem la apă, să vedem cum se comportă și acolo. Bun. Acestea sunt toate stickerele. Haideți să mai facem o dată, cum spuneam, testul de rezistență la lipire. Deci are o prindere mult mai bună pe sticlă. Se și vede și se aude că se dezlipește mult mai greu. Aici, în schimb, văd că mi-a rămas ceva reziduri, ceea ce înseamnă că prinderea a fost mult mai puternică pe sticlă. Însă ce îmi place este că chiar dacă au pus ceva rezistență la dezlipire, nu mi s-a rupt, nu mi s-a crăpat cerneala de pe print. Arată încă foarte bine și cu siguranță este pregătit din nou pentru o reaplicare și să arate la fel de bine. Până acum mie îmi place foarte mult cum se comportă acest tip de vinil holografic. Mai are un singur test de trecut, cel de rezistență la apă. Ok, am ajuns și la testul rezistenței la apă și suntem în baie, probabil de asta se aude un ecou, însă o să-mi dau drumul la apă. Și pur și simplu o să trec sticla prin apă și o să dau și cu degetul, pentru că vreau să văd dacă se duce din cerneală în primul rând. Mai apoi o să vedem dacă el încă stă lipit. Aceasta este la apă rece. O să mut și pe apă caldă.
acum este la apă caldă. Până acum totul arată bine. Uite, în schimb, avem aici o situație. Haideți să dau un pic mai încet. Avem aici o situație. Cel pe care l-am deslipit înainte. Uite, această parte mi s-a deslipit. Celelalte încă nu. Celelalte încă rezistă. Acum nu știu dacă aici nu am lipit eu foarte bine și mi-a intrat apă, pentru că în partea cealaltă nu văd să mi se dezlipească, însă la celelalte totul pare în regulă. Haideți să oprim apa și să mergem la masă și să ne uităm puțin îndeaproape și să vedem exact ce s-a întâmplat aici. Editând video să-l postez, mi-am dat seama că nu am filmat ultima parte în momentul în care am revenit imediat cu sticărele de la baie, după ce au fost umede și între timp s-au și uscat, însă aș vrea să vă dau un mic update. Acestea sunt stickerele pe care le-am supus și la apă caldă și la apă rece. Ele încă arată foarte bine, sunt lipite foarte bine, adică ar trebui să depun ceva efort cu un cârlic ca să-l desfac, deci sunt foarte mulțumită de ele. Stickerul care mi s-a deslipit la apă l-am dat la un dat tot jos și pur și simplu mi s-a lipit așa, dar după aceea mi-am dat seama, după ce s-a uscat complet, că el încă este foarte adeziv pe spate și am încercat să-l dezlipesc, lucru care m-a făcut să-și stric puțin stickerul în sine, dar ca parte adezivă el se prezintă cam așa. Se poate reaplica, se poate relipi. Acum faceți excepții de ceea ce am aici, pentru că pur și simplu după ce l-am dezlipit, l-am strâns așa, fără să-mi dau seama că și-ar putea reveni după uscare. Deci el cam așa arată după ce s-a uscat. Partea adezivă e încă puternică, încât am putut să-l lipesc. Dar una peste alta, cam asta este situația sticărelor pe care le-am testat. Cam acestea sunt testele pe care le-am făcut cu acest vinil holografic. Mai am încă în spate aceste sticăre și le voi lăsa acolo să vedem cam cât rezistă ele în timp. Încă o dată vă arăt, vinilurile holografice sunt de la Art Maker. Spuneți-mi cum vi s-a părut această testare și dacă sunteți interesați să vedeți testarea și pentru celelalte două tipuri de hârtii pe care le-am comandat. Cele pentru sticăre high glossy și mat, le mai am și pe acestea. Dacă sunteți interesați să le vedeți și pe acestea, lăsați-mi un comentariu. Și totodată v-aș ruga să-mi spuneți ce părere aveți despre astfel de clipuri în care testez diferite materiale. Dacă vă sunt folositoare în momentul în care vreți să faceți o decizie în achiziționarea anumitor produse. O concluzie finală aș spune că cu siguranță le voi folosi pentru sticăre, dar nu pentru sticăre care vor intra neapărat în contact cu apă sau cel puțin nu cu apă caldă. Este clar că la apă caldă nu știu dacă rezistența este cea dorită. Bineînțeles că nici nu spuneau ei că ar rezista la apă caldă, spuneau doar că sunt rezistente la apă. Însă eu am vrut să merg puțin mai departe și să aplic o apă fierbinte, nu doar apă rece. Cred că cu apă rece este situația puțin diferită, dar o să o testez și o să o urmăresc. Cam asta este ceea ce am vrut să vă arăt astăzi. Eu vă mulțumesc dacă ați stat până la final și vă aștept și săptămâna viitoare cu un alt clip. Pa!